26, noi ne ducem în România. Da, unde începem? La Iași. La toți. Dimineața. Ne-am trezit de dimineață, e ora 8. Ne ducem la Iași. Da. Să ne plimbăm puțin. Să vedem ce s-a făcut pentru sărbătorile de iarnă, poate este vreun târg. Da, îi luăm la Alex răcăciulă nouă. Da, hăinuțe pantaloni, ne trebuie. Hăinuțe. Și pentru și Ariana. Pe Ariana însă am lăsat-o acasă și nu o să reziste și să fie greu cu ea. Să blăm toată ziua. Dar vă știți, ții minte când Ariana m-a încurcat, a vrut ceva. Da, ea pe urmă e somn. Da, dar ea să obosească, Alex, că toată ziua. N-ai vezi să o luăm, dar toată ziua n-ai vezi să reziste. Când ați crească mai mare. Mai crească un pic și o să luăm cu noi. Am ajuns în centru. Și uitați-vă, prima dată în istorie s-a făcut brad artificial. Adică s-a pus aici. Frumos. Mai bine decât vremea e pus omorâtă. Și orășelul. Atracțioane, târguri. Iese soarele, poate să iasă. Așa e ceață și... Nu s-a omorât în fața noastră. Dar încă e dimineață, dar e jumătate la 9. Cred că ați deschidut. Aici și pădurea aproape de asta, ceață așa. Dragi. Dar pe Iași trebuie și mai sănit. Eu sper că nu. Nu, de plouat n-a să plouă, dar numai cu ceață. Ia, acolo un lac. Mm? Aproape nici nu se vede. Deci așa și mai multă ceață. Și uitați-vă ce zăpadă. Suntem 50 de kilometri de la Chișinău. Foarte mult cu zăpadă. Aici au nins bine. Și temperatura a ținut mai scăzută, dar a fost. Dar foarte mult ceas. Undeva la vizibilitatea la 15-20 de metri. Am intrat în România și așa cum am prezis, e soare. Un pic soare aici. Tot de noura, dar se vede soarele. Asta e bine. Afară sunt 3 grade. Da, și într-o oră trebuie să ajungem la Iași. Alex acolo se relaxează. Da, ce? A, sau dorm? Eu mă păcălesc. Ne păcălești? Mamica ce face? Și mamica ne păcălești? Foarte multe, mi-e venit să ne opresc, ne scaldeam alea clara. Scalză zăpadă? Da, se sare zăpadă. Și cerul aici, uitați, ce frumos, parcă vine vară. Ba ceață, ba soare, ba ninsoare, ba nu știu. Alex, Alex, am ajuns în Iași, îl așteptăm pe Alex să se îmbrace. Afară-i senin! Niciun nou oraș, niciun nou oraș. O să ne ducem să facem așa o... Este un târg de Crăciun acolo. Da, ne ducem întâi în mall, repejor, să luăm un sandwich ceva și pe urmă ne ducem la târgul de Crăciun să vedem, poate găsim ceva acolo. Alex, ia o zăpadă. Moldova nu-i zăpadă, aici am găsit o zăpadă. Zăpadă pe gazon verde, super, da, Alex? E soare, dar e puțin răcoare. Da, mămica. Adio, mă suri ce am. Alex, nici nu se vede. Ce, Alex? Alex, unde am venit noi? La târg. La târg. Nu, la târg, acum să ne ducem. În ce oraș suntem noi? În? Ia? În Iași. Iași, corect. Cred că este și patinoar. Dacă este, o să mergem și acolo. Tu-i mami, tu Alex sau tatu, mai bine. Da, nu s-a schimbat nimic. De 2-3 luni când am fost. N-am fost de jumătate de an. Aia, ca s-au adăugat mingile astea. N-am fost de jumătate de an, nu de 2-3 luni. Asta jucării de brad. Ce frumos. Alex, am înghețat năsucul? Ți-mi zemesc ceva? Îmi place sferile astea. Deci nu bate vântul și soare. Se aude muzica acolo jos. Așa, aici ce este?
Deci ceva o să se construiască de grabă, nu știm unde. Vrei de asta? Pentru Alex. Ah, credeam că 1400 de lei. Marca New, New. Scooter electrice. Da, e electric. Super. Wow! Bine că aici e cald. Oh, și brad aici, și frumos brad. Înghețată, stai să mâncăm întâi. Înghețată pe urmă. Au, și jos e un concert. Oare cu ce ocazie e concertul? Poate că e duminică? Scrieți în comentarii dacă știți. Acolo e toaregul nostru. Academia Junior Ballet. Formația Braga, Mona Vulceanu, vețelmăriul dans tradițional. Ciuni, facem o poză aici? Facem o poză pe scaun. Da? Pe scaunul Moș Crăciun? Super acolo, oamenii apasă și arată aici, pe ecranul mare. Și ursul cântă, Alex, vezi? Super. Hai treci pe el. Ce-ați oamenii? Hai treci pe brad. Op! Ții! Foarte multă lume. Ne-am plimbat puțin în mall. Acum unde ne ducem, Alex? La parc. Nu parc, la târgu Crăciunului. Sau cum se numește? La târgu de Crăciun. Târgu de Crăciun. Nu zici parc. A, parcul de Crăciun. Tot un fel de parc. Haideți să vedem ce este. Păi, în mall e foarte cald așa, am venit afară să ne răcorim. Da. Așa e de cald. Acum e super, da, și ne ducem, uite încolo, la târg, să vedem. Alex, uite ce multe căsuți acolo, vezi? Da. Da. Cumpărăm ceva de Crăciun? Ce-i asta? Vim pe asta, e zvar. Cu măr? Cu măr. Ce, vrei clopoțel? Roșu? Frumos aici, toate căsuțele sunt la fel, așa e? Mică. Nu ca la noi, una mai mare, una mai mică. Și aici sunt multe. Salut la mine! Da, da, da. Hai! Așa, uite robetele și tu, uite cum țin eu, Alex. Hai! Asta! Mamica, vrei vreo basma pentru cap? Floriana? Alex, ia Moș Crăciun aici. Ninja din el. Da, da. Aș set Bosch pentru copii, da? Și bravo, vezi? Uite așa cu poftă. Mile. Mile? Prima dată. De la 3 ani asta. De la 3 ani. Ariana încă nu poate spăla. Alex, deja pune mâna pe ceva. Asta chiar e brad, da? Da. Asta e centru, cred că... Da. Brădu-te-mă. Ce miroase a brazii, ce super! Bradu, da, și scaunul lui Moș Crăciun. Ca în mall. Și aici continuă. Frumos. A, intrarea tot frumoasă pe acolo, vezi?
ca o jucărie. Hai să trăgem gol. Aha, frumos. Și aici e 100. Uhu, așa se sunta. Eco. Alex e pe la uhu, este eco. Se aude eco. Alex, mă auzi? Alex. Alex. Și aici intrarea, vezi? Frumos. Cum se vede palatul acolo, frumos. Bă, de parte am ajuns pe jos, mami. Hai, vreau să facem o tumblărică. Ce fac porumbii, Alex? Da, de ce alungi? I-ați duc și să-ți spui lui mama și lui tata și să-ți vii și să-ți fac așa cioc, cioc, cioc. Am intrat iar în căldură. E cald aici. Și ne ducem să păpăm. Alex, ce-ai spart tu? Ce păr, ce mușcărciun mare, vezi? Am venit să mâncăm, după care o să ne ducem mai departe să facem mica shopping, da, Alex? Și bomboane, da, așa dăm. Dar după mâncare, bine? Avem în fața noastră o mașină, pasă frână și ne luminează roșu. Hai să închidem aici vlogul, mai departe noi o să ne ducem la shopping. Dar shoppingul o să-l vedeți pe canalul nostru. Să vedeți ce a cumpărat mămica. Mi-e tot tare interesant ce a să cumpere mămica. Nu știi, nici mami nu știi. Nici Alex nu știe. Voi a fost Alex și TV, noi că vă ne revedem. Pa, pa, pe pentru mine, pa, pa! Let me go by your side. I wanna stay in your sun.